Așa. Sper că sunteți. Mă uit acum pe live, sunt două persoane, dar începem curând, sigur. Nu se pune problemă. Cred că mi-am schimbat scena. Dar voiam așa. Nu contează. Ok. Două secundițe, că trebuie să mai scot niște lucruri. Uite la fișier. Astăzi, capitole. Nu. A, uite că aici e. Că o să scot gen PDF-ul împreună ca să nu uităm peste comenzi, nu de alta. Pentru că e un pic de loc. Ok. Haideți să începem. Pentru cei care sunt aici, pentru cei care nu sunt, cred că o singură persoană. Alo? Cine aici mă aude sau? Da, te auzim. Ok, foarte bine. Danica acum a intrat. Deci, începem la fișiere. Văd că ești doar tu. Restul, probabil, o să vină și mai încolo. Fie ce-o fi. Hai să vedem la fișiere. Deci, deschid acum un OneNote. Uitați să nu fie pace, să schimb și eu ăsta. Pam. Să nu fie chiar pe ăsta, ne ducem la programare, dacă o am pe undeva, gata, lab, mă rog, nu contează. Vă răspund dacă așa, gata. Ok, și astăzi vom discuta legat de fișiere, puțin, să înțelegeți cum stă treaba și, după în principiu, să ne uităm puțin peste comenzile de care avem noi nevoie și după o să facem probleme. Adică, teoretic, odată ce am terminat fișierele, ca și cum am fi terminat complet toată materia și după nu mai contează că ce lucrăm cuprinde, teoretic, toate noțiunile. Deci, fișiere. Mă rog, ca și la ei să știți ce sunt alea fișiere, că sunt niște unități unde puteți să stocați date, caractere, octeți, și tocmai asta este fix prima diferență, pentru că sunt două tipuri de fișiere. Avem, mă rog, fișiere text. Și fișiere binare. Care e diferența? În principiu, un fișier text este orice fișier, să zicem, TXT pe care îl aveți voi în calculator. Orice tip de fișier care conține caractere pe care le putem noi citi. A, B, cu spațiu, virgulă și așa mai departe. Cele binare. La cele binare, modul de scriere în cadrul fișierului este diferit. Pentru că în modul text, fiecare caracter din cadrul acelui fișier este de fapt o valoare ceară care ocupă un byte și atunci sub codul ASCII ele sunt interpretate și afișate acolo. Cele binare pur și simplu reprezintă în 1 și 0 fiecare cum se numește, fiecare caracter din acela. Doar că în scrierea unui fișier binar, și o să vedem mai târziu, de fapt, ele, uite, uitați că dacă aici sunt char caractere, aici toate cifrele de acolo sunt cifre în hexa, ar trebui să fie teoretic, pentru o reprezentare mai ușoară.
Dar ele o să le vedeți în principiu caractere în Unicode care nu au sens. Deci dacă deschideți un fișier, orice fișier binar, indiferent că este unul creat de voi, unde este un text sau fișiere binare, sunt și fișierele executabile, să zicem. Sunt compilate sub formă de cod mașină și au acolo un string de chestii random. Dar alea sunt tot fișiere binare unde sunt reprezentate în modul respectiv. Mă rog, Unicode nelizibil. Ok, și acum hai să ne uităm puțin peste cursurile noastre ca să ne uităm la funcțiile importante. Aici foarte important legat de sătă de in, sătă de out, sătă de der, tot de la ISO, noțiune importantă, pentru că teoretic noi când lucrăm în C, indiferent dacă este cu fișiere sau dacă este de la tastatură, ce se întâmplă de fapt în spate, hai să deschidem nou anodul, este în felul următor. Deci noi să zicem că suntem program. Deci asta e program. Care este în rulare și face niște lucruri. Și de fiecare dată când vrem noi de fapt să comunicăm sau să ne preluăm informații, va trebui să deschidem un stream. Un stream care este o legătură către programul nostru și o anumită metodă de comunicare. Mulțumesc, Ștef, pentru follow. Și ideea este în felul următor. Că streamul nostru, noi ce am lucrat până acum de la tastatură și afișat pe ecran, este streamul default. Deci, să zicem că dacă citeam, nu, hai să fac săgeata invers ca să se vadă. Teoretic, ăsta era sătă de in. Sătă de in-ul nostru care era deschis în tastatură. Deci noi când, de exemplu, aveam un scanf și începeam noi să citim din tastatură, ce se întâmpla? Programul nostru se oprea, deschidea acest buffer, deci se deschide calea spre obiectul sau spre metoda sau spre fișier pe care vrem noi să-l citim, despre locul unde vrem noi, de unde vrem noi să citim. Și așteaptă mai întâi ca noi să scriem ce avem noi de scris de la tastatură, să zicem. Preia tot ce am scris noi în buffer și se duce de la tastatură în program cum am făcut săgeata, prin standard input. Există și standard output, există și standard error. Standard output este prin ce afișăm noi. Noi de obicei afișam prin consolă, afișam my first direct utilizatorului. Și sătă de error este, mă rog, cum știți și voi de la ISO, modalitate de a transmite dacă sunt anumite erori în cadrul programului. Ok. Acum cu lucrul cu fișiere este ușor, că noi în loc de tastatură nu mai lucrăm cu ea și de fapt o să lucrăm cu fișier. Sau cu fișiere. Ce este important este că noi, da, putem să citim din mai multe tipuri de fișiere, ori din caracter, ori din binar. Utilizarea lor depinde foarte mult de ce vrem noi să facem mai exact. Dar o să vedem diferențele și la final ce sugerez eu. Ok, hai să ne uităm un pic peste document. În caracter e cu direct. Astea pentru că sunt, dar să văd unde sunt funcțiile. Asta e diferența dintre modul text și modul binar. Este bine să citiți și voi separat capitolul 10 pe care îl avem pe programare pentru că mai explică. Chiar dacă, să zicem, de la ora n-ați înțeles, e un ritm mai rapid, recunosc,
Dar merită să-l mai citiți. În s-ar putea să vă mai lămurească niște lucruri. Ne uităm așa. Unde sunt? Ok. Prima noțiune este pointer de tip Fisher, tipul file. Deci este stabilit în biblioteca STTIO. Există un anumit tip de dată numit file, care file de fapt nu este altceva decât un pointer special. Și acest pointer arată de fapt către locul de unde se deschide fișierul respectiv, de unde începe fișierul. Sintactic ar trebui să arate ceva de genul când noi declarăm. O să declarăm de tip file și o să-i zicem pointer fișier. Să zicem că este ăsta al nostru și teoretic am declarat aici un pointer de tip file. Nu ne aștept foarte mult de unul singur, dar o să vedem cum putem să deschidem fișiere un pic mai încolo. Iar aceasta este deschiderea fișierelor. Foarte importantă deschiderea fișierelor. Prin asta, de fapt, inițializăm noi acest pointer, îi dăm o valoare. Iar funcția noastră compusă din două lucruri, deci pe lângă faptul că teoretic, deci funcția noastră returnează un pointer de tip file, are doi parametri care trebuie să îi știți destul de bine astfel încât să puteți să-i folosiți. Și avem nume fișier, deci numele fișierului, de fapt ce reprezintă, e un șir de caractere care arată către calea unde se află fișierul nostru. Deci să zicem, teoretic, nu știu, hai să stați să desenez. Suntem într-un director, ok? Suntem un director, ok? Și directorul nostru are mai multe fișiere. Să zicem că aici are și programul nostru executabil. Program. Și pe lângă toate fișierele astea, mai are aici un fișier text. Să zicem că așa este. Noi când am vrea să deschidem fișierul nostru, de fapt ce o să fie? File și pointer, ca să știm de fapt ce deschidem și ce recomand eu să eventual să scrieți și metoda în care deschideți, că puteți să deschideți un fișier, gen să aveți un pointer deschis într-un anumit mod descris și un alt pointer într-un alt mod descris. Să zicem că aici este fișier citire și aici, între ghilimele, am fi avut noi text.txt. Și după această virgulă avem acest char mod. Este aceste litere care scrise aici în tabelul respectiv, fiecare cu o semnificație. Ar cam trebui să le rețineți. Nu știu dacă la examen ne lasă cu resurse. S-ar putea să nu. Dar sunt destul de ușor de înțeles, pentru că în principiu modul în care sunt ele au fost, mă rog, ele alese aici, sunt după engleză. Citire, read, scriere, write, adăugare, A de la adăugare, citire și scriere, mă rog, read plus write, dar n-am mai scris write neapărat, scriere și citire, write plus read, dar n-am mai scris, adăugare și citire, add plus read. Și după mai urmează următoarea literă, care ori este text, T de la text sau B de la binar. Deci, e o anumită regulă, zic, ok de înțeles.
Să zicem că dacă noi pentru citire vrem să deschidem într-un mod, îi scriem aici pentru citire, read text. Zicem că fișierul nostru e fișier de tip text. Și în modul ăsta ne-am deschis noi, de fapt, aici am comis o mică gafă. O să lăsăm un pic de spațiu. De fapt, pointerul nostru este fopen_d. Funcția asta. Că de fapt asta este o funcție și de asta trebuie să pun aici. Iar rezultatul acestei funcții ne caută locația de pe disk, ne deschide în acel pointer. Ok. Acum o întrebare ar fi ce este această adăugare față de citire și de scriere. Adăugarea se referă la faptul că noi când teoretic deschidem un fișier text, bine, nu contează. Când deschidem un fișier pentru a citi, noi doar citim. Nu e asta problema. Dar când scriem noi pentru, când deschidem pentru scriere, se întâmplă următorul comportament. Fișierul nostru text are în el scris ceva, nu știu, A, B, C, D, mă rog, nu contează. Puncte, puncte, puncte. Ok? Are aici ceva scris. Când noi terminăm de scris ceva în acest fișier și nu mai avem nevoie de închidem programul, ok? Vrem la un moment dat să rulăm din nou programul nostru. Și când o să deschidă acel pointer cu fopen și îl deschide în modul scriere, el se uită, el nici măcar mai să se uite în fișier. O să ia totul de aici. Dacă m-aș și lăsa asta să selectez calul meu. Și, puc, nu mai există. Așa face. În modul scriere, el uită tot ce a avut înainte. Și de asta există acest mod de adăugare. Deci este un mod în care în loc să șteargă tot, dacă vreau să deschid din nou acel fișier, în modul adăugare se uită până la ultimul caracter pe care îl pot citi, deci până în end of file, și înainte de end of file, după, începe să continue să scrie. Deci eu pot să mai scriu aici altceva. Puncte, 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 se închide fișierul, iarăși am ieșit din program, dar dacă folosim adăugare sau append în engleză, fișierul nostru nu o să se suprascrie. Deci aia e problema. În modul scriere se va suprascrie tot fișierul. Depinde acum de ce comportament vrem, dacă pur și simplu vrem să avem niște rezultate și la finalul problemei nu mai avem nevoie de ele odată ce le-am afișat în fișierul text, putem să folosim scriere, altfel append este o modalitate bună de a păstra conținutul fișierului dacă vrem să avem rezultatele precedente. Ok. Un exemplu de deschidere de fișier și asta mi se pare destul de important ce am la ce am dat eu highlight aici. Cu acest if. Este important de asemenea să vedem, e good practice, dacă se poate deschide fișierul respectiv. Pentru că există posibilitatea ca fișierul să nu fie creat sau să nu se poată crea, nu știu, într-un mediu în care, să zicem, mediul de stocare este write protected, ok? Se poate întâmpla să ai, nu știu, ca 2000 CRSD să nu poată să scrie. Și dacă nu se poate crea acest fișier din care vrem fie să citim, fie să scriem, atunci nu o să meargă programul tău. E prost. Nu știe să facă mai mult de atât. Și este bine să vedem prin acest if dacă poate să fie deschis. Și ce a făcut?
acest fopen pe care l-a atribuit lui Fisher, după care compară cu null, pentru că pointerul nostru are o valoare. Valoarea nu ne interesează, dar dacă știm că este null, înseamnă că n-a reușit să îl aloce, că nu există acel pointer. Și dacă îl vede că e null, ieșim din program cu eroare, pentru că știm sigur că n-a putut să deschidă acel fișier. Ok. Altă chestie pe care vreau să o menționez este faptul că, teoretic, la numele fișierului, el nu ia neapărat doar numele fișierului. El, de fapt, ia calea către un fișier text pe care vrem să-l deschidem. De ce am desenat acest director de aici? Pentru ca să vedeți că, la fel cum, de exemplu, folosiți în ISO comenzile respective, să zicem că vreați să copiați un fișier și dădeați copii la numele fișierului și îl puneați undeva. Dar se poate întâmpla la fel de bine, să zicem, fișierul nostru text se află altundeva. Să zicem că în loc să fie aici, aici mai era încă un director și din acest director mai puneau aici niște fișiere și de-abia aici ar fi fost fișierul nostru text. Pentru că ce e aici în primele acolade, de fapt fișierul nostru de caractere, reprezintă de fapt calea către acel fișier. Și zicem că dacă ar fi fost așa, în genul ăsta, aici se folosește de fapt cale relativă, putem folosi și calea absolută către către un fișier, dar nu recomand calea absolută, pentru că ierarhia directorilor se poate schimba de la un sistem la altul, poate să fie denumite diferite și așa mai departe. Nu contează, contează relativ legat de program. Și atunci, să zicem aici că ar fi fost dir slash text.txt. Asta dacă eram în Linux. În Windows, teoretic, ar trebui să fi fost backslash, backslash. De ce asta? Pentru că, teoretic, backslash e caracter special și de asta n-avem voie să lăsăm un singur backslash care ar fi fost interpretat prost. Dar ce vreau să zic este că în primele ghilimele, nu știu dacă am zis acolo, în primele ghilimele, ia de fapt calea către fișierul text și nu doar numele fișierului text. Deci asta poate să fie helpful. Aveți întrebări aici legate de modul în care se deschid fișierele, despre fișiere, că aveți vreo întrebare? Să-mi spuneți dacă aveți, dacă nu, o să continui. E ok. Bine. Atunci, hai să continuăm cu fișierele. Mă rog, aici o altă funcție de exit se comportă în mod asemănător cu return. Nu trebuie neapărat să folosiți exit față de return. Teoretic este bun dacă se găsește o anumită eroare, dar și prin return puteți să aveți același efect. Pentru că teoretic când se închide programul, se închid toate fișele, toți pointerii, se eliberează toată memoria. Aici este ce am spus mai devreme. Faptul că trebuie să folosească de două ori backslash și nu unul singur, pentru că backslash-ul este început de caracter special și împreună cu una dintre litere s-ar putea să-l fie predat prost. Și așa e standard, backslash, backslash. În Linux sau alte sisteme, Unix, slash. Închidere de fișiere. Tot o funcție. Fclose. Prin fclose se închide acel pointer. Se eliberează pointer, cum ar fi fost. Cum aveam noi în alocare dinamică free, aici fclose.
Și e tot good practice ca fișierele să se închidă odată ce am terminat lucrul cu ele, dar de obicei când se termină programul, oricum toată zona de memorie este eliberată și așa la fel și pointerii de fișiere sunt. Dar e, să zicem, poate folositor atunci când pentru un anumit fișier vreți să schimbați modul în care vă uitați la el. Adică de la citire la scriere și așa mai departe. Ok. F-error nu e atât de important. Este pentru analiza erorilor, dar nu se pune atât de multă importanță asupra acestei funcții. Acum ne ducem la funcții pentru citire în cadrul fișierului și scrie. Asta este lucrare cu caractere. Și avem put c și f put c. Diferența este că pentru put c, put character, el îl scrie pe ecran în mod normal, dar prin fput l-ar fi scris în fișier. Și e foarte ușor. Acolo fput sau așa, caracter și după care în pointer în care vrem să scriem. Tot timpul, salutări, prezent aici după mortal la Lucio. Of, da, Ghiu a fost oribil. Așa. Din nou, ce este foarte important și cum vedeți la toate funcțiile de aici, nu dacă se vede, o să iau un pic să desenez, dar aici și aici tot timpul este foarte important să rețineți diferența dintre numele fișierului și pointerul fișier. Pentru că voi nu vreți să scrieți numele fișierului în care îl băgați. Nu e important. Aia deja am făcut-o la ffopen. Este important în program să folosiți pointerul care arată către fișier. Și asta este. La get, deci put, scriem caracter. La fput. La fget c, citim caracter din fișier. De este unul singur. Nu sunt mai multe. Vedem și mai multe mai târziu. Aici este un exemplu în care scrie toate caracterele până la punct într-un fișier. Ok. Aici un exemplu, dar o să facem și noi exemplu, o să facem probleme ca să vedeți. Nu cred că stăm acum peste exemple, mai le facem mai târziu. F put s și F get s. La fel ca la celelalte, doar că aici în loc de c de la caracter, aici e s de la string. Și tot așa funcționează în mod asemănător și de caractere și fișierul pe care vrem noi să deschidem. La f get s este o diferență. Și hai acum să vă spun de ce. Pentru că când am lucrat noi cu șir de caractere, foloseam o anumită funcție numită getS sau get, mă rog, getS, cel mai bine. La getS, dacă vă amintiți foarte bine, singurul parametru pe care îl aveam acolo era doar șirul nostru de caractere în care vrem noi să citim șirul respectiv. Deci doar atâta. Și ne spunea funcția noastră că, de fapt, ne spunea compilatorul C că funcția noastră este o funcție periculoasă. De ce? Pentru că getS nu are o metodă prin care să își limiteze scrierea. Deci, orice îi dăm noi, o să înceapă să scrie în cadrul lui getS. Acum, problema este în felul următor. Lăsăm un pic. Să zicem că aveam șirul nostru, nu știu, îi zicem șir.
Ok? Ăsta e shield. Și shield-ul nostru de caractere l-am alocat să aibă 10 caractere în el. Nu stau să fac foarte mult. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cred că sunt toate 10. Ok? Ok. Și îi ziceam în shield-ul nostru de caractere, dacă îi ziceam Marian. Și aici se termina un backslash 0. Teoretic, aveam destule caractere cu Getes, dacă îi ziceam Marian și în șir îi citeam atâta, era foarte bine. Mică problemă însă pentru Get S. De ce este problematic și nu ți recomandă compilatorul? Pentru că, să zicem, poate vrem noi să citim nu Marian, ci citim o poveste întreagă. Îi scriem acolo o propoziție de 16.000 de caractere. Ce o să se întâmple? Deci, dacă vrem să-i scriem tot alfabetul, ok, și continuă. Dar asta nu mai contează. S-a întâmplat ceva. Când i-am dat GTS, el n-are cum să citească tot alfabetul în acel șir. Și nici nu ne interesează pentru că nu are o metodă prin care să delimiteze această citire. Iar noi o să citim în șirul nostru alfabetul până în J și după, fiindcă nu mai are loc, o să înceapă să citească în continuare K, L, M, N și așa mai departe, toate restul literelor din alfabet, le citește într-un loc random din memorie. La care noi teoretic n-am avea acces. Noi ca program nu am avea voie să scriem în acel loc. Fiindcă nu a fost alocat. Și asta e o problemă. Și asta se numește de fapt buffer overflow. Poate o să învățăm mai târziu. Habar n-am. Dar asta e o problemă majoră. Și GetS-ul pune probleme dacă cineva citește mai mult decât am alocat noi pentru șirul nostru. Și de asta, aici, la char fgets, și asta vreau să zic că este foarte important, fgets-ul nostru, pe lângă șirul nostru de caractere, în care vrem noi să citim și pointerul fișier propriu-zis, are o lungime prestabilită. Asta, foarte important. Lungimea asta prestabilită. Int lungime. Să subliniat prea mult, dar așa, gata. Deci, lungimea asta este o modalitate prin care limitează câte caractere citim. Și le-am citit, dacă sunt mai multe, nu-i mai pasă ce mai citim, dă discard. Dar mai mult de atât, nu avem voie. Și noi, ca programatori, trebuie să punem o limită a numărului de caractere pe care îl citim. Și de asemenea, citește până au fost citite lungime minus 1 caractere, pentru că ultimul caracter din lungimea respectivă trebuie să îl folosească pentru backslash 0, ca să poată să termine șirul nostru de caractere. Ok. Foarte important, fgets. Există și fscanf și fprintf, care funcționează în mod asemănător cu scanf și printf normal, doar că are acest pointer file, ca să știm de unde citim. Și mai încolo sunt exemple. Ok, asta este tot ce am făcut până acum, a fost la funcții pentru fișiere text. Deci, toată prelucrarea asta cu caractere, cu șiruri, cu fscanf, fprintf sunt pentru fișiere text, fișiere pe care le putem citi. Aveți întrebări la chestia asta? Să-mi spuneți dacă aveți întrebări. Eu o să îmi deschid încet, încet, o să îmi deschid
mediul de development ca să putem să și scriem probleme, dar dacă nu sunt întrebări, o să continui cu predatul, dar am vrut să aștept de la voi un răspuns. Dar nu cred că sunt întrebări, având în vedere că n-a comentat nimeni. Ok. Acum, dacă nu sunt întrebări, ne ducem la citirea scria unor blocuri de date, blocuri de octeți. Și avem două funcții mari și late importante, fread, fwrite, file read, file write. Astea care sunt, să zicem, într-un mod obișnuit, că e citire, e scriere, nu-i mare brânză. Avem un mod următor. Void buff este de fapt bufferul din care noi o să citim. E bufferul pu, dar de fapt ia stai. Ia, că sunt curios, ne uităm în exemple. Ah, ba nu, bufferul, da. De fapt, ce vrea să reprezinte aici bufferul nostru, înseamnă de fapt, în general, locul unde vrem noi să citim sau din locul unde vrem să scriem sau din care citim acești octeți. Pentru că octeții respectivi nu au o semnificație propriu-zisă. Adică acei octeți nu sunt șir de caractere sau e un număr întreg sau așa mai departe. Sunt pur și simplu niște octeți care pot să fie citiți de către oricine în orice mod. Cum vă amintiți cum făceam la scanf, că la scanf teoretic puteam să citim și caractere și chiar dacă puneam procent de la numere întregi. Că tot până la urmă sunt niște octeți, doar că sunt codificați într-un mod diferit. Și la fel este și în buffer. Bufferul nostru, de fapt, este variabila în care vrem noi să scriem sau să citim octeții respectivi. Număr de octeți, de fapt, numărul de octeți element, numărul de elemente. Deci, ăsta este, de fapt, cât de mare este un element pe care vrem noi să-l citim și după care număr de elemente. De ce? Pentru că în principiu putem să citim și pointere, nu pointere astea, vectori, în modul ăsta. Avem numărul de octeți pentru un anumit element, la fel cum făceam pentru alocare dinamică. Dacă vă mai amintiți bine cu malloc sau cu calloc. Fac cu caloc e reprezentativ, la fel și aici. Cât de mare este un element și câte elemente citim și după care fișier. Ne uităm și la un mic exemplu pentru că cu scriere cu fișiere binare n-am lucrat sau scriere în general cu binar n-am făcut atât de mult, dar se vede că nu e foarte diferit. Pur și simplu, fwrite înseamnă că o să scriem în fișierul nostru ce se află la vectorul nostru A, la tabloul nostru A, unde avem o mărime de float, și am zis noi prin size of, și număr de elemente N, care sunt citite acolo. Ok, hai să vedem ce alte funcții mai avem. Avem și funcții pentru a căuta lucruri în cadrul fișierului nostru. Fseek. Pentru că noi avem în cadrul fișierului nostru, noi putem să le citim ori secvențial, ori direct. Acest Fseek ne ajută să facem citirea directă. Să ne deplasăm noi, să deplasăm cum ar fi cursorul nostru
prin fișier la anumită poziție. Și tot așa, numele fișierului, de fapt, nu numele fișierului, numărul pointerului, fișier. Și după care, din ce poziție, de fapt, avem așa, aici unde e poziție start, din ce poziție începem, și aici sunt niște index pentru cum începem de la început, de unde suntem și de la final. Astea trebuie învățate separat. Până la urmă, sunt aici în prezentare. Dar după, ce este important este că după ce alegem noi un punct de referință, avem cu câți octeți ne deplasăm față de acest punct de referință. În dreapta, desigur. Sau în stânga, depinde. Dacă punem pozitiv, este în dreapta. Dacă punem negativ, e în stânga. Și avem aici un exemplu ilustrativ care arată cum putem fsig, sigset, și asta e sigset, este de la început, de aici, și cu 20 de octeți îl mișcăm în fișier sau current. Puteam să punem și cu minus, dacă puneam cu minus, să zicem, dacă începeam, cum făceam să mergem de la 20 la 2, să zicem aici. Erau, să zicem, relativ ușor, aveam fsig. De fapt, hai să vă întreb pe voi. Cum facem să mergem de la 20 până la bitul 2? De fapt, octetul 2, nu bit. Vă aștept pe voi cu un răspuns. Vă las maxim un minut. Deci tu ai zice fișier minus 18 L teoretic ca să se vadă că e lungul. Dar nu contează, cred că merge și minus 18 direct. Și sixet, stai să scriu cu litere mare. Tu așa le-ai scrie sau cum le-ai scrie? L vine de la long. E chestia asta cu litere după un anumit număr de poți să schimbi tipul de de număr cum ar fi. Mă rog, nu contează atât de mult. L vine de la long, teoretic. Da. Bravo. Deci asta e chestia. Că trebuie să fiți foarte atenți la ce vă referiți înainte de a face această mutare ca să nu ieșiți din fișier. Și puteți la fel de bine să începeți și de la final și să faceți acest cursor. E foarte folositor în cadrul fișierului de tip binar, această deplasare. Și de asta câteodată s-ar putea să fie mai ușor, pentru că dacă știți exact din ce este compus fișierul vostru binar, deci dacă știți că în primii 20 de octeți se află vectorul vostru, nu știu, un vector float, și după mai sunt două valori, un int sau două inturi care fac altă chestie și vreți să ajungeți exact la intul, la primul int care are o anumită semnificație, desigur puteți să vă duceți cursorul până în partea aia. Și la fel, când se citesc sau se scriu lucruri, odată ce ați scris o chestie la capăt, să vă mutați cursorul într-o anumită poziție ca să puteți să citiți acel octet. Deci asta e foarte important.
Asta Eftel care ne spune câți octeți sunt într-un fișier. Care și asta este ok. Putem să vedem, de exemplu, da, mă rog, astea cu câți octeți. Și astea sunt alte funcții. Aceste alte funcții nu sunt atât de importante, în sensul în care nu cred că nu o să ne folosească atât de mult, cel puțin la examen, pentru că sunt funcții pe care le folosim în cazuri specifice. Să văd ce ai scris. E folositor în fișiere de tip tabel și am văzut că la sesiune ne dă ceva de genul. Ah, uite. Deci este ăsta un exemplu. Fișiere de tip tabel și avem la sesiune să mergem cu cursorul. Deci asta să rețineți foarte bine. Să știți cum să calculați acest fsig. De aici, de la alte funcții de bibliotecă, fflash-ul mi se pare printre funcțiile cele mai importante, pentru că odată ce i-am dat fflash de la fileflash, golim conținutul bufferelor. În sensul în care, să zicem că dacă aveam probleme de genul, ia să deschid ăsta. Știați că aveam probleme de genul dacă citeam ceva din, să zicem, îi dădeam scanf și nu știu aici procent de, și aici îi scriam un număr A. Ok, și după vreau să dau un get de, nu știu, de aici, de cum l-o chema, șir. Și știți că aveam problema aia, că odată ce citeam un număr întreg, caracterul ăla de delimitare backslash 0, nu îl prelua scanf-ul și după care îl ducea mai departe la gheț și de fapt nu se citea nimic în șir că îl lua. Dacă am face forțat, o să-ți răspund un pic mai târziu, Eddie, să termin chestia asta de aici și să răspund și ție. Dacă, mamă, și dacă nu se mai întâmplă să-mi deselecteze asta. Dacă aici făceam un flash, puteam să golim bufferul de intrare al nostru și nu mai aveam problema că ne rămânea un backslash 0 în bufferul de input, ci puteam să citim normal. Da, e fix ce a zis Ștef. Deci, fișiere de tip tabel în care tu știi, ai niște vectori, care vectorii respectiv conțin niște date specifice legate de câte cineva și tu să știi să mergi prin fișierul respectiv știind că fiecare linie reprezintă câte ceva, gen cum ai face în Excel și în loc de fapt pe coloane pui tipurile de date, pui pe linii, gen pe o linie pui nume, pe alte linie pui prenume și așa mai departe. Dar fix aceeași prelucrare cum ar fi în tabele ai fi făcut. Și aici trebuie să știi exact cât de mare este fiecare vector, ce conține și așa mai departe, ca să știi să te poziționezi fix în locul de unde vrei tu să iei acel fișier. Nu acel fișier, acea dată vreau să zic. Ok. Mă rog, aici, remove, rename, alte chestii. Nu contează atât de mult, ci aici mai sunt exemple, dar eventual vom face probleme ca să înțelegeți modul în care se lucrează. Dar aici sunt exemple. Ce vă propun eu este să luați eventual PDF-ul ăsta, dacă vreți să-l mai citiți,
încă o dată, cap-coadă și înaltă de pe repede înainte, ca să putem să, mă rog, ca să puteți voi eventual să prindeți mai bine acele funcții. Din nou, nu știu dacă ne lasă cu referențe pe la examen și de asta vă zic, dar este și important să înțelegeți mecanismul de funcționare. Și eu, mă rog, o să înțelegeți și dacă lucrați probleme. Avem cel puțin ziua de astăzi și ziua de mâine ca să facem aceste lucruri, dar... Na, e ok să-l mai relați de la capăt. Ce pot să zic? Acum suntem de vreo 51 de minute. Vreți să luăm o pauză de vreo 5-10 minute și după să ne apucăm de probleme? Cam atât e de făcut. Teoretic am terminat toată materia pentru programare. N-aveam cum să trecem prin celelalte lecții, ar fi fost interesant, dar nu sunt la examen. Și dacă vreți, putem să facem acum o mică pauză și revenim să facem probleme. Deci eu zic în 10 minute, ce probleme faci? Cele două de pe slide? Nu știu. Dacă vreți neapărat astea, dar... Eu parcă văzusem aici, dacă mă uit mai atent pe Moodle. Nu prea jos. Uite, set numără 10 probleme. Și aici cred că avem mai multe probleme, că probabil sunt și aici probleme din... Dacă pot să-l fac mai mare. Așa, gata. Aici sunt probleme pe care le putem face și sunt teoretic tot cu fișier. A doua de pe slide e bună. Ia stai. Mă uit acum la a doua de pe slide. Că n-am stat să mă uit. Stai să nu sar peste ăla unde capitolul 10. Uite. A, nu, dar deja am aici. Ok, vreți să facem problema 2 după pauză? Da, e mare, pare bună de examen, așa. Cu mai multe lucruri și putem să ne apucăm de ea. Ok, bine. O facem... atunci o facem pe asta după pauză. Începem cu asta. Bine. La și 10 ne întoarcem. La 12 și 10 ne întoarcem aici.
Hai, da, let's go. Ok, haideți să ne deschidem live-ul. Trecem frumos pe al doilea ecran. Deci, parcă e ca asta s-a făcut. Nu contează. Chat-ul nu merge. Da, e. Și acum ne apucăm să facem probleme. Deci ne uităm peste problema 2 și o să o trag aici. Dacă și merge să mai trag. Așa, gata. Sper că se vede cât de cât. O să fac mai mare și o să dau așa se vadă. Gata. Ok. Deci ne apucăm de problema 2. Două firme își păstrează informațiile referitoare la stocul de mărfuri, cod produs, denumire, cantitate, preț unitar, în fișierele mărfurii 1.dat și respectiv mărfuri 2.dat, ordonate crescător după cod. Prin fuzionarea celor două firme rezultă un stoc comun care trebuie memorat în fișierele mărfurii ordonat tot după cod. Din fuzionarea celor două firme rezultă un stoc comun. Ok. Și zice în felul următor, se creeze fișierele inițiale pe baza datelor introduse de la tasator și apoi se creeze fișierele de stoc comun mărfuri.dat. Pentru mărfuri cu cod comun se consideră că denumirea și prețul unitar corespund. Pentru mărfuri cu cod comun se consideră că denumirea și prețul unitar corespund. Ia și zicea ceva. Deci, cod produs de calitate preț. Ah, ok. Fișierul mărfuri.dat se va parcurge secvențial, tipărind pentru fiecare componentă denumirea și cantitatea. Deci, ia să văd puțin. Deci, noi, de fapt, avem aceste informații puse unul după altul. Deci, odată avem un produs și produsul are toate informațiile referitoare la el puse gen lipite și după vin alte produse. După. Ok. E ok. E bă, păi cu ce? Oh, scuzați. Se va parcurge secvențial tipărind pentru fiecare componentă denumirea și cantitatea. Ok. Pentru o componentă dorită, specificată prin denumire de la tastatură, se va modifica direct în fișier prețul său unitar. Deci atâta. Ok, nu este foarte specific cum să arate programul, dar nu este o problemă, ne facem noi funcțiile și așa mai departe. Deci, hai să deschid acum ăsta. Și aici o să închid ce am făcut. La liste am văzut, era o problemă, dar modificasem între timp și trebuia să meargă destul de bine. Eventual dacă vreți să discutăm altcândva, dar nu cred că ne mai dă liste. Săptămâna 12? Asta e... A, da, aici e de lucru cu fișiere. Ok, ne creăm aici un... Eventual mergem o să... Anyways, problema 2, problema 2.c. Ok. Include stdio.h. Așa. Nu dă liste, chiar sper să nu dea liste, că sunt super oribile, părerea mea. Nu, chiar sunt oribile listele. Dar gen, mă gândesc, eu n-am văzut subiecte, dacă are cineva subiect de programare, că cred că restul au dat, dacă face cineva rost de subiecte de programare, să-mi spuneți. S-ar putea să nu dea. Dacă nu dă liste, o să cadă o piatră gigantică de pe sufletul meu. Avem liste? Sau avem subiectul? A, avem subiectele. Ok, dacă vreți să le trimiteți pe grup pe WhatsApp să mă uit și eu, că am putea să facem, de exemplu, pe ce facem problema asta, facem un problema de la subiect, să știm ce avem. Când l-avem. Hai să revenim la problema. Deci, inclusă tădă eu, nu cred că ne trebuie nimic altceva.
Mulțumim, Ștef. Și acum int main, ne scriem main. Și avem noi deci noi scriem ce... ok. Cum facem? File. Fișier 1 egal cu, dar de fapt o să facem cu if. Ia, deci if fish if file fișier 1 egal cu open de. Și aici este, să zic, ne zicea, cum zicea acolo în ăsta? Mulfuri 1 punct dat. Ok. Asta. Ce am făcut aici? Mulfuri 1 punct dat. Dar nu aici. După zice modul de scriere. O să-i zicem aici că noi când m-am uitat zicea că citim de la tastatură și scriem un fișier, pe care că o să mai citim încă o dată ca să o facem aia. Deci eu zic că am putea lejer să facem scriere și citire. Deci facem write plus în mod binar. Să nu uităm chestia asta, pentru că dacă n-am scrie blue, ni l-a deschide în mod text automat. Deci, dacă chestia asta este null, atunci înseamnă că l-avem greșit. Ceva este... ceva o problemă? Identifier fișierul nu este unidentified? Type... stai, type name is not allowed? Asta de ce? Am uitat sintaxa de C. Se poate scrie și write bin. Da. Singura problemă este că noi o să vrem să și citim fișierul nostru binar. Și nu prea avem cum să facem chestia asta dacă... sau... ia stai, mă gândesc la o chestie. Da, nu, că pui problema... dar mă gândesc exact dacă putem să facem așa. Că noi ar trebui, de fapt, doar să le alipim. Dar ca să le alipim, ar trebui să citim din 1, să scriem în... da, stai că mă gândesc, dar mă ia capul. Mă rog, așa merge. Dar stai puțin să văd de ce nu merge fișier așa, că ar trebui să meargă în principiu. Cred că ar trebui mai bine să-l facem separat, că eu gen am încercat, dar apare... a, pentru că oricum am uitat de o chestie, că de fapt mai întâi face declararea și după face și aia. Deci asta am declarat, face o operație și după. Și ar trebui să meargă, dar nu merge. Expected. Expecting an expression. Deci stai. Ăsta se oprește aici. Mamă, stai că sunt întâmpit. Deci, care e problema exact? Ok, hai să scriem separat. Ai o paranteză, ai inclus și std::lib, că parcă știi că e biblioteca de fișiere. Eu știu că e în std::io. Am asta, putea să fiu greșit în legătură cu asta. Stai puțin, că poate fix asta am uitat.
Să te dă libia. Cred că ne trebuie să te dă libia. Că nu m-am uitat. Că știam că e în input-output, nu de alta. Nu, că aici este doar asta. Unde naiba sunt exemple? Nu, e să dă label îl folosește pentru funcția exit. De asta ți-am zis. Vezi, plus un exemplu ar fi cele doar să te dă eu. Păi da, asta, că știam că în principiu ăsta, să dă eu se ocupă de tot ce înseamnă citire și scriere. Dar stai puțin să văd. Este că îl descriu de la capăt. E un pic mai greu, dar știi ce? Hai să facem separat. Declarăm într-un loc ăla și separat facem verificarea. Deci avem așa. File fișier 1 îi spunem și fișier 2 și cred că astea sunt ăștia sunt pointerii noștri. Ok. Și acum facem deschidem fișierul calmea. Și avem așa if fișier 1 de f open de și aici este mărfuri 1 punctat write plus read binary. Chestia asta între paranteze mai trebuie să adaug una pe care pe asta o evaluăm cu null. Deci dacă chestia este așa, gata. Și acum mergem. Ok. Deci dacă ăsta nu l-a deschis cum trebuie, spunem în modul următor mesajul. Deci prin F. Nu merge deschiderea de fișier și îl terminăm. Eventual putem să spunem, de exemplu, nu merge deschiderea de procentes și îi spunem numele fișier pe care vrem să-l deschidem, dar trebuie să punem de fișier. Nu, mă rog, nu merge deschiderea fișierului, că trebuie să-i spunem separat care e calea și de asta. Fișierul mărfuri 1 punctat. Gata, ca să știm unde nu se deschide și putem să spunem return 1. Putem să spunem și exit 1, dar nu contează atât de mult. Și acum if fișier 2 de data asta. De fapt, hai să copiem chestia asta de aici să înlocuim. Fișier 2, fișier 2, mărfuri 2 punct dat, gata. Și acum merge. Deci astea două. Ok? Bine. Noi am deschis acum fișierul în modul de scriere și citire binar. Ambele. Sincer, nu știu dacă trebuia neapărat să fie așa. Dar vedem mai încolo cum le scriem în fișier. Gata, l-am făcut un pic mai mare ca să se vadă. Ok. Și acum ne spune că noi citim de la tastatură produsele. Nu, unde era? Asta de la final. Deci cod produs de numire în fișiere în modul ăsta automate textul tot după cod. Băi, am putea să folosim o structură de un vector de structuri, de fapt, și să facem. Ce ziceți? Eu așa zic. Pare manageable în modul ăsta. Deci, type def struct um,
Și asta produs. Parcă așa se făcea. Și acum structura noastră. Aveam așa un cod, int cod, ce ne mai zicea? Denumire, cantitate, preț unitar. Denumire e un char de, să zicem, maxim 50 de caractere. Char denumire de 50. Ăsta ce mai este? Mai este aici un cod, nu, cod, cantitate, tot un int, cantitate, int, preț. Gata. Și cred că e ok în modul ăsta. Și asta e structura noastră. Ok. Nu-mi place că nu-i face highlight-ul cum trebuie, dar nu contează asta. Și acum putem să le citim de la tastatură. Păi avem un număr specific de... produse pe care le citim. Scanf. Procent de... număr 1. Am putea chiar de fapt să facem o funcție pentru că asta nu mai contează. Deci scanf numărul 1 și după începem să citim la astea din vectorul de structură. Ne facem produs mărfuri 1 de, nu știu câte elemente aici, să zicem că avem 100, nu punem și, da, tot timpul uit, my bad. Mărfuri 1, 100, mărfuri 2 de 100, să zicem că n-ar fi mai mult de 100 de tipuri de produse din asta. Asta care desigur o punem înainte de scanf ca să arate bine. Așa. Și acum începe să-mi citim în el. La tastatură. Deci for int 0 e mai mic decât numărul 1 i++. Ok, și acum începem să citim cod produs și așa mai departe. Avem scanf. Stai. Ce am făcut? De ce? Mărfuri 1 punct cod. De ce îmi pune așa? What? Ai, că e mărfuri 1 de 0. De fapt de i. Hai că am uitat și eu cum se scrie cod. De când n-am mai făcut, m-a terminat algebra asta. La ce folosești numărul 1 și nu... E număr de produse din mărfuri pe care vrem să le citim, că vrem să avem un număr definit de produse, că gen ne spunem problema, mai întâi să citim niște lucruri în mărfuri 1 și mărfuri 2
Și după care să... Ok, sigur, nicio problemă. Scanez și așa prin TF după denumire, produs și după care scanf și iarăși aici am uitat să pun specific un de aici este un procentesc, cred. Și aici de fapt o să fie cam citit un din asta, s-ar putea să nu meargă din prima. Denumire produs mărfuri 1 de i punct denumire punct și virgulă la fel broche nelocuit la mate. Nu știu, a fost o nesimțire. Să vă spun ce mi s-a întâmplat mie la examen. Dacă toți suntem așa pe live frumos și discutăm, vai de viața mea. Deci, ce am putut să aud? Deci, pentru cei care n-ați dat examenul ieri, story time. Deci, pentru cei care nu ați dat examenul ieri, din 314, eu am stat și la rezolvare de. Cum se numește? De problemele alea de la parțial. Și frumos vine la un moment dat, deci stăteam cu Ghiu în sală, nu știu ce, la un moment dat vine Vidican. Și ne spune, de fapt nu că ne spune, se uită mai întâi pe subiecte așa, și pe care se duce lui Ghiu și îi spune că auzi eu, bă, auzi, dar nu crezi că ai dat cam prea greu pentru 314? Astea nu sunt subiecte de mâine. Bă, și când am auzit chestia, a zis că 314 așa mai de grădiniță. Bă, dacă n-am auzit că subiecte de mâine, am zis, își bate joc de mine, Ghiu, nu? Că a dat subiecte grele. Deci și Vidican a zis că subiectele sunt cam grele. A dat special să fie a dracului. De și mărfuri 1 de i punct. Da, ce ziceam? Dacă cred că le corectează Vidicando. S-ar putea să le corecteze ea, depinde. Acum. De tot se cu Ghiu învață că nu a făcut noi așa ceva. Bă, deci e altceva, e altceva cantitatea. De ea le corectează dacă ai făcut cu ea seminarul. Aaaa! E da ambelit pula. Și aici ce mai era de nu e preț. Preț. Produs. Îndură Vidi de mine. Hai mă, că ea poate, că ea poate. Ok, și am citit teoretic de la tastatură. Ah, wait a second. Dar cum mi-am dat seama? Noi trebuia să citim direct în ăsta. Sau... A, nu, că oricum, de fapt, noi trebuie să le știm de undeva. Le citim la tastatură și le scriem în fișier că, da, ok. Întrebare, toate chestiile astea le bagi în buffer și după din buffer în fișier? Păi, e în felul următor. De la tastatură le citesc în memorie și am variabilele astea, ok? Și după, din
variabilele astea, variabilele le pun în fișiere. Le citesc în fișiere. Asta e chestia. De fapt, le scriu în fișier, mai bine spus. Dar astea trebuie citite de undeva. Că ideea funcționează în felul următor. Deci, de la locații de memorie le iei. Păi da, pentru că n-ai cum să le pui din fișier direct. Pentru că tu ai un fel următor. Aici e tastatură. Ele sunt teoretic la același nivel, știi? A, și le pun în fișier. Și de asta zic, pentru că aici input, output, mă rog, aici tastatură slash ecran, dar nu mai contează. Și aici tot așa. Ai un input și un output. Nu merge direct din alea. Că prin programă... Oh! Am și uitat că, de fapt, voi nu vedeați ce scriam eu pe tabletă, dar asta aveam să fac. Asta cu programul. Input-output. Ok. Acum am văzut, dar arăta ceva și nu se vedea normal. Ok, le-am citit în memorie și acum pentru că le-am scris în mod binar, noi trebuie să punem numai numărul de. Și cum facem asta? Teoretic. Și acum începem să scriem. Nu știu dacă pot să scriu direct o structură. Dar s-ar putea să pot. De gen, eu trebuie sigur să știu... Că trebuie să scriu... Structura de asta. Asta este. Stați să mă gândesc un pic cum aș putea să fac. Că și pentru mine o noutate. F-write în fișierul nostru. Mărfuri 1. Size-ul este de numărul 1. Și aici este... A, nu. Size-ul inițial ăsta este cât de mare structura. Deci o să fie size of structura care este produs. Aici o să fie numărul 1. Și aici o să fie pointer fișier către care scriem. Și o să fie fișier 1. Și teoretic ne-am scris tot ce aveam nevoie aici. Cred că trebuie băgat un for în acel fwrite. Păi, dar n-ai nevoie. Că eu ce am făcut mai exact este că e ca la caloc. Am zis că o să scriu un element atâta de numărul ăsta de ori în fișier. Începând cu adresa lui Mărfuri 1, cu aia vectorului nostru, scriu un element de produs, deci un element din ăsta, de nu știu câte ori. Și aia e. Ok. Bine. Și așa am scris. Și acum, la fel facem și pentru număr 2. Cred că era foarte bine dacă am făcut o funcție aici, sincer, ia stai că o să încerc să o șterg pe asta, mă rog, să o copiez ca să-i fac funcție separat, să mai stau să mai scriu și pentru ăla. Stai. Noi nu avem nevoie de altceva decât de a scrie. Aia? Ia stai.
void. Dar nu-i citire în fișesc. Adică să fie scrie în fișier. Mă rog, parte 1. Aba, n-am cum trebuie să-i zic. Deci dacă îmi trec în fițuică la fly variabilă minimă de câte ori unde e bine. Da, I guess. În general nu sugerez să-ți faci fițuică, dar na. Ia, s-ar putea să ne lase cu reference. N-am idee, dar s-ar putea să ne lase, să știi. Ok. Hai să văd, deci void. Tastatură în fișier, că nu-mi vine mie altă denumire. Și o să scot aici numărul 1 ca să pot să înlocuiesc toate astea. Și aici am uitat să pun ampersand de fiecare dată. Asta este cel mai mare... cea mai mare problemă pe care o am, tot timpul uit asta. Așa. Iar aici... fițuică mentală. Ha-hi. În fișier. Și aici o să am toate datele care am nevoie. Deci int număr. Și aici de fapt o să fie un vector. Produs de mărfuri. Număr, produs de mărfuri. Și cred că cam atâta. Și eventual pointerul nostru. File. Fișier. Mai ales că teoretic noi aici trebuie să-i punem fișier 1, știți? Și de fapt i-am pus atâta. Dar cred că e ok așa. Sper că n-am scris prost aici. Ok, și acum hai să le apelăm. Deci tastatură în fișier de număr 1. Mărfuri 1 și fișier 1. Ok, pare bine. Cu excepția faptului că ar trebui să punem ăsta aici, gata. E ok. Eventual am putea să memorăm numărul de numere pe care îl avem. Vectorul putem să-l preluăm la un fișier, dar numărul de numere nu îl reținem nicăieri altundeva și s-ar putea să ne fie de folos mai târziu. Știți? Și de asta zic că ar fi bine să-l reținem, îl reținem în memorie și facem așa, deci e ok. Sper că n-am făcut nimic greșit, că teoretic dacă l-am păsat aici cu ampersand... nu! Că nu-i ca în ăsta. Ăsta trebuie să fie așa și trebuie de fiecare dată... nu mai contează să-i dăm... scanf, ăsta este așa și astea sunt deja... nu, astea sunt ok. Și ăsta să fie tot așa, gata. L-am făcut. Da, am văzut cu că m-am obișnuit din C++ cum e cu referința, știți, și de asta. L-am pus, dar e ok acum. Gata, și tastatură în fișier ăsta și am tastatură în fișier număr 2, mărfuri 2 și fișier 2. Gata, și acum am terminat, ca să nu mai stau să scriu. Și le-am segmentat bine. Ok. Am sperăm că e totul bine. Nu știu ce se tot încarcă asta. Hai să ne uităm acum la ce mai zicea problema. Zice să creeze fișierele inițial pe bază datelor și să le scrie în ăsta.
Ok, o donate. A, ne zicem felul următor, trebuie să le ordonăm crescător după cod. Ok, deci e o problemă. Pentru că noi nu avem cum să le dăm F right din prima. Ok? Că noi trebuie să le ordonăm. Și atunci, în loc de asta, o să luăm asta de aici, o să ștergem. Modificăm și numele funcției, că nu avem cum. Citirea mărfuri. Și o să scriem așa și aici. Atunci asta s-ar putea să ne schimbe complet, că ar trebui și vectorul nostru să putem să-l avem pentru mai târziu. Hai să vedem dacă merge, că nu mai sunt sigur. Dacă avem... mamă, de când n-am mai făcut la programare, parcă am și uitat. Vectorul nostru nu cred că îl reține, nu? Vai de viața mea ce sunt. Mamă, ce m-am și speriat. Vini, hello world. Oh. De la acel follow m-am speriat. Stai să pun aici. Că dacă pun odată un... Că ăsta e un vector, deci ar trebui să fie de două ori. Ca să poată să-mi retorneze vectorul. Și aici nu cred că mai am nevoie de din astea. Ba nu. Ba nu. Auzi, sau cel mai bine. Stai puțin. Nu, ce... Stai, păi... Ca să reține ceva, nu ar trebui să returnezi printr-o funcție ca pointer, nu știu, zic din... Da, nu, asta mă gândeam și eu, că decât să-l returnezi prin parametru, o să-l returnezi prin asta direct, îmi bag ceva în el de returnare prin parametru, mi se pare cea mai jegoasă chestie posibilă. Atunci o să avem astea două. Asta o să ștergem de aici, asta la fel. Și ne facem noi aici un nou... mărfuri 1 egal cu... Că putem să-l returnăm ca... să știi. Ok, și asta o să fie un pointer de... care ne returnează nouă chestia asta. Și aici o să avem produs de mărfuri. Mărfuri de 100 și gata. Și am terminat toată problema și aici o să-i dau return mărfuri, ca să nu mai am probleme cu chestiile astea. Și acum sper că merge. Ceva nu-mi place. O să dau un pic restart la visual. Nu știu de ce zici că parcă a uitat. Ah, nu, gata. Ia uite. Hopa, avem niște probleme. Expression must be a modifiable L value. Pentru că da, cred că trebuie să le facem. Trebuie să-i facem point. Aoleu! Ma, ce am uitat toată programarea pe care am învățat-o pe bune. Hai să ne calmăm.
Da, trebuie să ne facem alocare și să-i punem acolo. Așa o să facem noi. Mărfuri. Și o să facem o alocare. Deci o să avem asta după ce citim numărul. O să avem mărfuri egal cu caloc. Și ne trebuie 100 de lib ca să ne facem alocarea. Include 100 de lib.h. Ok, și aici o să fie caloc de stai să știi cât era. A, ca aici, da, era size of. Cum era la calo, că nu mai țin minte. Țin minte asta de la o problemă la care aveam nevoie de catalog sau ceva de genul. Da, știu, se putea face și în celălalt mod. Să turnăm noi vector, da. Îmi pare mai ușor așa decât în alt mod. Nu mai știu dacă e corect la caloc, dacă îi facem așa. Size of produs și aici număr. Nu mai sigur dacă e ok. În modul ăsta. Parcă așa era sintaxa. Mai întâi mărimea și după număr de. Pe asta am văzut cu size, num, size, size. E invers, invers. La o adică, nu? Mulțumesc. Număr și aici o să fie size of cât era asta? Produs. Gata. Și acum cred că am rezolvat toată problema, că n-ar mai fi bai că le accesăm așa și gata. Și aici că pointerii, da, gen ăsta e alocat și îi atribuim gen pointerul și gata. E ok. Am rezolvat și cu mărfurile și cu toate astea. Suntem bine, guys. Ok. Am mai trebuit să sortăm vectorii înainte de toate. Îi sortăm după cod. Deci niște simple for-uri. For int i egal 0. I mai mic decât numărul 1. I plus plus și for int și egal i plus 1 și mai mic decât numărul 1 j plus plus. Și acum if mărfuri 1 codul ăsta este mai mare cât teoretic, da. Dacă se află înainte, e mai mare decât mărfuri 1 de j.code. Atunci trebuie să facem o interschimbare între toate astea și nu știu, nu mai țin minte dacă că putem să facem cu un element, cu gen cu o structură. Produs aux egal cu măr 1 de i punct de fapt mod de i după is undefined? De ce is undefined? Că teoretic ar trebui să la un a am pus punct și virgulă gata iar după mărfuri 1 de i este egal cu mărfuri 1 de j și mărfuri 1 de j egal cu mărfuri 1 de i.
Gata, ce am făcut dintre schimbarea și pe asta cred că puteam să fac iarăși pentru... Da, nu mai contează. Îmi bag ceva. Nu mai fac funcție. Ok. Și atunci aici for... copiez codul și înlocuiesc cu 2. Vedeți ce s-a întâmplat dacă ne-am complicat cu funcția? Am făcut-o. Am făcut-o, că aici nu ne-a așteptat deloc. Să facem funcția. Ok. Asta așa, asta așa. Dar că aici trebuie să înlocuim să fie 2. Gata, și acum le-am locuit pe toate și trebuie să fie ok. Bine. Deci am făcut-o și pe asta. Deci l-am ordonat și de-abia acum putem să scriem pentru fiecare vector de structuri în fișier. Stai. La final nu era egal cu... Ba, da. La final era egal cu aux, dar am decis să ignor faptul că am creat o variabilă așa pe degeaba, nu? Da, am văzut și eu acum. Mă scuzați, se pare că sunt destul de obosit. Ok. Ce mai avem după ăsta? Să scriem, da, desigur. F, right. Și acum e acum. Morfori 1 de... Nu, morfori 1. The size asta este size of produs. Asta este, să înțelegem, am avut de ce să fim așa terminați. La ce ne-a dat și degeaba m-am chinuit. Ne-am chinuit. Număr 1 și fișierul ăsta fișier 1. Și F right morfuri 2. Size of produs, unde mi-a dispărut ăsta, număr 2 și aici fișier 2. Gata, și le-am, acum, oh. Am scris. Așa. Ce am făcut acum? Le-am scris în sfârșit în un fișier. Fiecare într-un fișier separat. Deci e foarte bine. Prin fuzionarea celor două fișiere rezultă un stoc comun care trebuie memorat în fișierul morfuri.dat ordonat tot după cod. Se creează fișele inițiale. Și apoi se creează fișele de stoc comun morfuri.dat. Păi și cum ar trebui să le citim acum? Sau, adică asta e chestia că gen am creat două fișele separate, dar nu știu cum am putea să le deprim în cum să le lipim decât cu concatenare. Gen cu cat, da. Nu cred că era ideea. Presupun că luăm un fiș... A, nu, trebuie să facem o interclasare. De fapt.
Aia, da, șmecheria. Că gen, noi avem... Deci avem doi vectori cu coduri ordonate. Deci avem ordonați vectorii respectivi. Și asta înseamnă că... Probabil cu un fsec. Nu. Nu cu un fsec. Gen... Ce trebuie să facem este... Să luăm din fișier... Citim... Să ne fac nici măcar din fișier. Asta e chestia. Citește în fișier și după pui ce este acolo în altul. Și la fel cu al doilea. Deci citești ce este în fișier și după pui ce e acolo în altul și la fel și cu al doilea. Că nu cred că trebuie să le pui pe ambele. Trebuie să fie separat. Dar ideea e că tu iei cei doi vectori și te uiți în fiecare să vezi pe care îl pui mai întâi după cod. Că dacă este unul dintre ei în fața acelea, să zicem că dacă unul are codul 1 și el are codul 3, mai întâi pui pe 1 și după pe 3, de fapt pui pe 1 și pe care compari 3 cu următorul și dacă le e 2 și îl pui iarăși pe 2 în față, e, stai, o să vă desenez acum ca să vedeți, o să dau un mix switch ca să vedeți la ce vreau să faci. Poți să le ordonezi după. Să știi că. Că ideea e că nu știu exact cum încerc să fac problema. Adică mi se pare că sunt mai multe soluții. Din memorie tot trebuie să le iei, să le pui. Gen după ce pui tot în fișiere, că așa e complicat. Să știi că nu e atât de complicat, că e doar un algoritm de interclasare. Că știi care este problema ta? E în felul următor. Uite, hai să-ți arăt de ce aș fi vrut să fi făcut așa. Dau un switch acum aici și desenez. Deci. Ai. Morfuri. 1. Morfuri 2. Ok, și aici e numele nostru. Să zicem 1, 3, 7, 8, 11, 12. Și aici e 2, 4, 7, nu, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12. Să zicem că așa sunt ăștia noștri. Și nu știu câți ați făcut la liceu chestia asta, interclasarea. Dar ăștia sunt vectorii noștri și noi ne uităm doar la cod, nu ne interesează nimic altceva, că în principiu pe să le punem. Dar ce trebuie să facem este să ne uităm mai întâi care dintre el vine primul. Asta este morfuri mari. E fișierul nostru text. Nu ne creăm separat un vector, dar măcar să știm cum le punem în fișier. Și o să luăm... Deci... Care algoritmul funcționează în felul următor. Se uită care este tot timpul numărul mai mic dintre ăsta și ăsta. Pentru că avem i-ul și j-ul nostru, încep de la 1. Se uită. Compară ce se află la morfuri 1 de i și morfuri 2 de j. Și vede pe care dintre ele le pune primul. Și îl pune pe ăsta. Dacă l-a pus pe 1, i-ul nu mai e aici, îl mută aici. Acum compară morfuri 1 de i cu morfuri 2 de j de aici. Le compară pe astea două. Tot timpul face un pas și ia odată ce l-a pus în morfuri și deci primul pe care l-a pus trece peste el, dar îl compară cu ăla care a rămas acolo, că încă n-a terminat cu el. Știți? Asta e chestia. Și aici o să pună pe 2. Și aici o să pună pe j. Aici o să-l pună pe 3. Se mute la 7. Și o să-l pună pe 4, o să mute la 6 și aici o să îl ia pe 6 după ce îl pune și ajunge aici. Și mai este încă o situație importantă, pentru că ne zice că pentru morfuri cu cod comun se consideră că denumirea și prețul unitar corespund și companiile s-au unit. Asta ce înseamnă?
denumire ala rămâne la fel, dar cantitatea se schimbă, trebuie să le adun și mi-am un caz la interschimbare, de asta e important, nu puteam să fac doar să le pun în fișier și după să le ordonez, pentru că aveam situații în care dacă aveam produse cu același cod, trebuia să mă uit și să schimb cantitatea, să o pun. Și în cazul ăsta trec peste ambele. Și aici o să fie 7 plus 7, că o să fie din ambele cantități pe care le pun. Da, n-am citit aia cu codul comun, am crezut că toate codurile sunt unice. Nu sunt unice, ai chestia. Deci ele poate să fie și egale și în cazul ăsta trebuie să adunăm cantitățile. Și de asta mai bine facem așa. O să fac niște shortcut-uri la un moment dat. Să fie stream mai profesionist. Așa. Ok. Deci hai să vedem cum facem. For, nu. Care trebuie să fie while i și j. Da, nici nu știu cum să le pun sincer. De fapt, trebuie să ne facem separat astea. I egal cu 0, j egal cu 0, deci ne-am făcut separat. Și acum while i este mai mic decât număr 1. Și j este mai mic decât număr 2. Facem interclasarea și ne uităm. Și avem în felul următor. If mărfuri 1 de i punct cod este mai mic decât mărfuri 2 de j.cod, atunci o să avem asta că îl scriem pe la în fișierul mare. Stai puțin, că trebuie să fac atunci un alt file. Ia stai, să scriu aici. Fișier final isic. Ok. Și tot așa fac un if. Ok, și asta o să fie mărfuri normal punctat și nu merge deschiderea fișierului mărfuri punctat. Ok, gata. Ok, deci dacă ăsta este corect, scriem f write dar mi-am dat seama de o chestie. Cred că ar trebui să punem cursorul la început de tot.
că odată ce am dat write prin fișier de a mers, cred că așa trebuie să facem. Nici nu știu. Stai, că mă gândesc. Dar până să scriu ceva, am nevoie de o mică pauză de 2 minute și revin. Vă gândiți voi eventual la soluții. Stați puțin că mă duc și eu la baie. Hai, dacă I'm back. Gata. Ok. Cam stat și m-am gândit. Da, cred că trebuie. Că odată ce am scris fișierului până într-un anumit punct, am în vedere că e cu binarea, trebuie să-i dăm la început să ne cit. Dar stai puțin, noi ce dracu vrem să facem? Acum mi-am dat seama. În ce naiba să citim? Că citim într-un fișier nou. Mă rog, scriem într-un fișier nou. I'm dumb as fuck. Efectiv. F-right. Am așa. Size of produs. Aici ce mai am de câte ori? Păi un singur din ăsta vreau. Cred că de asta avem noi nevoie din fișier. De fapt, cred că merge Morphe 1 plus ăla, nu? Teoretic e un pointer, trebuie să meargă aritmetica cu pointer. Morphe 1 plus... Dar nu știu de câte ori. Băi, de asta cred că avem nevoie să citim din fișier, nu? Ok, stați să-mi recapitulez eu ceva. Deci,
N-am scris în fișier. În alea Morphle 1, Morphle 2. Și acum... Noi vrem să scriem asta. Scriem unitate cu unitate. Doar că noi din vector... Dar cred că am putea să-l dăm cu... Și dacă îi zic că eu trebuie să știu de fapt de câte ori am scris din ăsta. Asta e chestia. Și deja de fapt știu de câte ori am scris, că e fix indexul nostru. Deci ar fi morphul 1 plus i. E așa aș zice. Size of 1. Și aici e în fișier final. Ok? Deci așa trebuie să scrie mai flight-ul. Și acum i plus plus. Că teoretic dacă l-am scris pe ăsta și am trecut mai departe, așa este. Deci aici așa trebuie să fie în asta. Mă gândesc la o singură chestie, pentru că teoretic noi ce scriem acolo fiind void, n-avem de unde să... Adică nu știu dacă știe programul nostru că de fapt e o structură. Că poate nu știe ce înseamnă. Poate rămâne void. Da, vedem noi. Vedem. Ok. Else if else if morphuri 1 de i punct cod este mai mic decât mai mare decât morphul 2 de j punct cod și aici este fix varianta opusă în care dăm f right pentru j și din morphul 2 morphul 2 plus j produs un fișier final J++. Ok. Și acum aici contează. Else. Și singura variantă este să fie astea două egale. Și acum e acum. Pentru că noi trebuie mai întâi de toate să spunem că acea cantitate de la fișier final se va modifica. Dar cum îi spunem? A, că de fapt e scris. Deci nu prea contează dacă modificăm ce e în ăla. Ok, deci am spune că mărfuri 1 de i punct cantitate o să crească fix cu morfuri 2 de j punct cantitate. Ok? Deci asta e ce avem de făcut. Că noi teoretic vectorul nostru cu morfuri l-am salvat deja în fișier și nu mai contează dacă pe ăsta îl modificăm. La noastră e relevant. Și am ales pe care să-l scriem modul. Și o să-i dăm f right de morphuri 1 plus i size of produs 1 și fișier final ca la final i plus plus și j plus plus. Gata. Și acum am făcut chestia asta și o să ajungem la final unde ori un i, ori j se termină și trebuie să mai facem un while pentru fix cât ne-a rămas până la capăt. De fapt, eu știu cât a rămas până la capăt.
putem să facem chiar for. Nu contează ce e aici. Ăsta i este mai mic decât număr 1, i plus plus. Și acum f right. Ah, wait a second. Am terminat și a, dar trebuie să știu exact dacă mai are de scris ceva. Nu? Ia să-ți că mă mai gândesc la o chestie. Na, cred că putem să punem un if. Că dacă a mai rămas, scrie din vector până când îl termin. Și mărimea atâta. Ok, deci if număr 1 minus i mai mare decât 0, că dacă începe de la 0, teoretic e până n minus 1. Mamă, ce mă termină rău de tot. Care trebuie să fie minus 1 minus i. Mai mare decât. Ia stați. Minus i mai mare decât 0. O fi așa? Nici nu știu. Stai, stai, hai să le calculez. Deci, am așa. Să vreau să văd. Oh, mulțumesc pentru follow. Nu știu cine a dat follow. Initials ok. Thank you. Deci aici am 6 și aici am 9. Ok? Și eu le termin la un moment dat, o să le termin pe ambele. Că gen o să ajung aici și aici o să mai am câteva. Să zicem că am atâta. Ok? Deci mai am de la astea 3. Și având în vedere că numărul al meu e 9 și aici este 6, de fapt, am ajuns la indexul 6. 6, 9 minus 6 o să fie 3, ok? Și am 3 numere. Sunt fix 3 numere? Sunt fix 3 numere. A, că gen... I... Nu. O să fie 5. La 0 până la 5. Deci, fie minus 5, o să fie egal cu 4. Deci, eu teoretic, când am ajuns la 1, știu sigur că de fapt nu mai am elemente. Deci, o să fie număr 1 minus 1 minus i. Ca să putem să ajungem la capăt. Deci, asta e chestia. Deci, să avem așa. If număr 1 minus 1 minus i este mai mare decât 1 chiar. Mai mare decât 0. Gata. Mai mare decât 0. Ok. În ăsta scriem fix cât a mai rămas. F right, măr
grafuri 1 punct, a, nu, grafuri 1 plus i size of produs. Și aici o să fie număr 1 minus i. Câte o să am? Și minus 1, de fapt. Fișier final. Sper că e corect așa. Ia, o să încerc să vă arăt și vouă. Că eu am felul ăsta, eu am așa numerele de aici. Și dacă tot scriu și tot scriu, o să rămân cu i-ul, cred că rămân cu i-ul 6, asta e chestia. Nu rămân cât 5, că dacă le are, să zicem, în cazul ăsta cum le are egale, i-ul meu o să fie 6. I egal cu 6 și nr o să fie 9, că avem 9 numere introduse de la tastatură. Și, da, 9 minus 6 o să fie 3 și o să avem fix 3 numere. Deci nu cred că ar trebui să ne complicăm în orice caz. Da, dar sigur doar cazul când sunt numere egale. Dacă erau diferite. Trebuie să iau un caz mai special de atât să văd. Hai să luăm să încerc să luăm un caz. Ca să calculăm matematic, să vedem. Cum facem interclasa. Deci avem felul următor. 1, 2, 5, 6. Trebuie multe și 2, 3, 7, 8, 11. Ok? Asta e un exemplu. Și o să avem așa. 1 cu 1 îl pune aici, 2 cu 2 le adună pe astea. Deci ăsta tăiat, ăsta cu ăsta tăiat. 3, 5, 6. Ok, și am ajuns la situația asta. Eu cu i-ul meu, deci ăsta trebuie să fie 0. Eu dacă vreau să continui mai departe, trebuie să știu clar că numărul meu de elemente pe care îl am, minus unde este indicele meu, nu trebuie să fie chiar... Nu, deci dacă este 1, înseamnă că gata, e GG-ul. Înseamnă că nu mai are nimic de scris. Dacă indicele nostru începe de la 0. Ok? Deci... De asta, trebuie tot timpul să vedem că nr minus indice, număr minus indice minus 1, e mai mare decât 0 tot timpul. Ok? Și o să se întâmple ca în cazul ăsta, când ne uităm, aici sigur o să fie ok, asta nu o să le am considerare, aici. Câte numere avem? Avem 3. Aici câte sunt? Sunt 5 scrise. Indicele nostru unde se află? Pe 1. Deci câte scrie? Deci dacă numărul nostru e 5, indice egal cu 1 și avem 3, deci o să trebuia să scriem numărul nostru de numere minus indice minus 1. Tot timpul. Deci tot timpul trebuie să luăm cu minus 1. Cred că a fost un caz special în care se opreau ambele pe aceleași numere.
Ia, dacă schimbăm ăsta cu 6. Și ajungem, ambele sunt egale, ambele le tăiem. Ok. Și o să mai avem aici două numere. A, nu, și indicele meu tot e ok. Da, deci așa e. Gata, am determinat. A trebuit să fac calculul ăsta pentru că mi-a fost ceva mai greu să-mi dau seama din prima, dar sper că și voi ați înțeles de ce am preluat în modul ăsta. Sper că e ok. Sper că ați înțeles. Ok. Hai să pun scena aici. Și acum. Deci, numărul 1 minus 1 minus e mai mare decât 0, scriu atâta în el. Scriu fix numărul de numere și if număr 2 minus 1 minus j, aveți atenție să fie același indice mai mare decât 0, atunci f right mărfuri 2 plus j size of produs număr 2 minus j minus 1 și aici este fișier final. Gata. Ok. Și am făcut interclasarea. Finally! Ar trebui acum, teoretic, să fi făcut să punctua, că le-am pus în comun. Haideți să ne testăm teoria, ce ziceți, băieți? Dacă nu, de asta facem separat. A, dar fiindcă e text binar, aoleu, nu suntem slăbuți, putem vedea direct. Of, ce păcat. Hai să vedem. Compilăm și noi asta. Deci suntem un cd. Ce s-a întâmplat? Mi-a cam dat crash asta. Am uitat să salvez aici fișierul. Gata. Și acum e bine. Ok, GCC. Min asta problema 2.c minus o. Și ok, deja nu mai îmi place. În citirea mărfurii. Am greșit de n-am mai putut. Warning. Passing argument one of calloc makes integer from point a, da. Că asta este void. Am uitat de. Egal cu cum era. Aici trebuia să fie produs de calloc. Am uitat cum se făcea. Cast to type produce is not allowed. A. Că dacă ar trebui să fie un pointer, că da, ok, mulțumesc. L-am scris, da, my bad, my bad. Că între număr și ăsta.
In. Să stai. Așa scris între paranteze. Nu la număr. Nu? Este. Nu. Nu la număr. Aici. Aici era. Da. Ok. In file included from problem. Ok. Zice. Expected size t. But argument is type of int. A, e fix chestia aia, că acolo e greșisem. Ok. Comparison between pointer and integer. Păi nu se așteaptă să... Ai nevoie de... Păi da, și de ce spune de chestia asta că nu merge? Stai. Eu cred că legit am uitat cum să lucrez cu pointer în ritmul ăsta. Stai să văd. Deci, callof for int i egal cu 0 e mai mic decât sau număr i plus plus am chestia asta. De ce îmi spune? Ia asta e. Format procent de expects argument of int, but argument has int po. Și pe asta se aștept... A, se așteaptă la așa, nu? A, de asta ziceai tu, ai nevoie de ampersantul. De eu mă uitam mai sus la ăsta. Hai să încercăm să-l compilăm din nou, să vedem dacă mai... Da, au mai dispărut din probleme. Iar denumirea, desigur că n-are un din asta, că e un pointer de... Așa. A? De ce pointer aici? The fuck? Makes taken from pointer without cast? Da, ce? Da, stai puțin. Ai nevoie de număr. A. Da, mă, nu, am efectiv am uitat cum să lucrez cu. Cu. Și aici, păi și aici ca și da, nu, acum am dat seama, Doamne, sunt ne ajutăm. Am ajuns eu să fiu ajutat. Nu mai sunt bun în calitate de rezolvitor. Mi s-a dus flare-ul. Păi dacă n-am mai lucrat, normal că. Dar hai să vedem dacă și astea erau corecte, că nu mai știu dacă sunt... Adică nu spune nimic aici la linie, dar... A, și aici nu este ampersand, de fapt este steluță. Și eu l-am știut greșit de la algebra. Marfă în egal cu citire marfării unui fișier. Warning, passing argument of nou citire pointer to integer without cast. Da, pentru că... Astea sunt de fapt așa, nu? Nice. Dar sigur astea sunt corecte? Nu-mi dau warning? Ah, ok. Fie cum o zice. A, de fapt, da, e ok că gen... Da, na, are sens. Are foarte mult sens. Și atâta?
Asta e problema. Ok. Hai să vedem. Ideea e că nu o să putem să vedem fișierele în mod direct, așa că trebuie să ne scriem noi program separat să ne citim fișierele respective. Adică eu așa zic să facem. Hai că mai compilez o dată. E salvat nu știu ce. Și acum îl rulăm. Și dacă ne uităm mai atent, mai întâi citim unde naiba e. Da, mai întâi citim numărul de din astea, de morfuri. Hai să luăm un exemplu, care deja e făcut la noi. Uite, ăsta. 4. Aici. 4. Cod produs. 1. Denumire produs. Nu știu. Pâine. Cantitate produs. 3. Preț produs. Ai 2 lei pâine. Cod produs. 2. Denumire. Cașcaval. Ne facem un sandwich. Cantitate. 10 bucăți. Nu prea mai pâine în stoc, rău, în ritmul ăsta. Preț. 5 lei cașcavalul. Habar n-am. Cod produs. 5. 5. Bă, că mi-aș era să fac o prostie. Denumire produs. Ceapă. Cantitate produse. Nu știu, cantitate cât să fie. 4. Preț produs. 3 lei kilo. Habar n-am. Coș produs. 6. Denumire. Varză. Cantitate. 6. Preț. 4. Și acum trebuie să citim următorul coș. Asta o să fie. Asta o să fac pentru voi. Încerc să fac pentru voi asta mai mare. Am asta să-mi spuneți dacă e ok, dacă se vede bine pentru voi asta. Că l-am făcut ceva mai mare. Ok. Câte erau aici? Aici erau 5. Cod produs 2. Parcă aveam un 2, nu? Cașcaval. Cantitate o să zicem că sunt 6 bucăți de cașcaval. Prețul care este egal 5. Trebuie să fii aici atent când le introduc că na. Te ticleau de la 1. Cod produs 3, denumire șuncă, cantitate sunt 10, preț 7, cod produs cu produs, doamne, 6, ăsta parcă era varza, nu, da, varză. Cantitate produs 10, preț produs cât era? 5, 4, 4. Cod produs 8, șampon, asta nu mai e pentru sandwich-ul nostru. Cantitate produs 4, preț produs 12, cod produs 11, denumire produs habar n-am, cantitate 2, preț produs 3. Ok. Nu e niciun segmentation fault, nu nimica. Văd că a făcut citire, scrier. Pare bine, ia să ne uităm. Ne uităm acum prin asta. 2. Programare. Săptămâna 12.
Ia uite, mărfuri, mărfuri, mărfuri. Ia, și dacă deschidem unul cu... Open with. Deschidem cu Notepad. N-are... Ia uite-l. Binarul nostru. Și cam așa arată. Deci astea sunt scrise ca lumea. Sau, nu știu, ia stai. Sunt oare? Pâine, cașcaval, ceapă, varză. Cașcaval, șuncă, șampon, ridichi. Ok. Și în mărfă normal, pâine, cașcaval, șuncă, ceapă, varză, șampon. Ah, sunt toate bune, puse aici. Nu știu dacă și-a făcut corect asta, cum se numește, actualizarea cantității, dar având în vedere că mi l-a pus pe toate, băi, eu cred că e foarte bine. Chiar ne-a reușit din prima asta, what the fuck? Nu mă așteptam. Na, nu mai stau să verific. Dar pare chiar foarte bine asta. Nice. Let's go. Not gonna lie, am zis că iarăși o să stăm 10 ore ca să-mi dau seama de problemă, dar pare că e ok. Bine. Putem să-i dăm așa. Deci am făcut prima cerință. Pare foarte bine până acum. Așa, gata. Ce mai trebuie să facem acum? Hai să ne dăm PDF la următoarea cerință. Deci am făcut, le-am pus în curs. As long as it works, it doesn't matter. Dar nu știu dacă funcționează chiar. Mă rog. Fișierul în mod fără punct dar se va parcurge secvențial, tipărind pentru fie care componentă, denumirea și cantitatea. A, doar să citim și să scriem ce e acolo. Foarte bine. Nicio treabă n-am avea în ritmul ăsta. Și zice la ce pentru o componentă dorită, specificată prin denumire, de la tastatură se va modifica direct în fișier prețul său unitar. Ok, ce o pare mai complicat? Hai să vedem. BO. Păi BO doar stăm și scriem în asta, nu? Mă, nu știu dacă sunteți de... sau nu. Hai că mai facem după problemă, desigur. Nu. Asta vreau să-l pun așa. Așa, gata. Deci... Acum, odată că le-am scris, nu o să am nevoie de număr de mărfuri din fișierul ăla mare de tot, dar am putea să parcurgem foarte ușor prin fișier să le găsim pe toate. Ok, deci avem așa... fseek fișier final 0 și 0 sau seek set. Așa. Deci am dat FC ca să mi-l pun la început și al nostru este deschis în reader. Așa, e în write read. Ok, foarte bine. Ok, deci l-am dat la început și acum zice să le afișăm în ordine secvențială. Păi, gata, e GG. Stai, mai vreau să citesc un pic aici. A, ok. Pentru fiecare componentă de denumirea și cantitatea. Care contează, că prețul, mă rog, mai puțin, contează. Deci. Ah, wait a second, pentru
Preț și... Deci doar, deci doar denumire și doar cantitate. Ah, dar nu cred că contează atât de mult, sincer. Ok, hai să vedem cum facem. Hai să trag... Da, nu, hai să schimbă fereastra ca să vedeți ce o să fac acum în asta. Deci, am fișierul meu, asta e fișierul final. Și noi avem scris aici niște lucruri, nu? Avem mai întâi cod de numire, cantitate și preț. Și el după merge la fel, deci dacă îi fac chestia asta... Așa, copy. Și uite, și după care vine iarăși. Cod cantitate nu știu ce. Și aici vine iarăși. Cod cantitate nu știu ce. Și așa mai departe. Ad infinitum, nu mai vreau să facă. Ok. Deci el vine așa. Și iar fiecare informație de aici, știm sigur că are un număr anumit de octeți, că știm tipul de date din structură. Nouă ne spune să afișăm secvențial numai denumirea și cantitatea. Ce am putea să facem noi de aici? Știm sigur că peste cod sărim. Chestia asta o citim. Și peste preț sărim. Și am putea să facem o buclă în care cât timp nu ajungem la end of file cu cursorul nostru, atunci noi sărim, deci ne poziționăm cu FC-ul, cu cursorul, peste numărul de octeți reprezentativ pentru cod, ne citește denumirea și cantitatea separat, deci ne-l citește direct în niște variabile, afișăm și nu mai face nimic. Că gen... știm sigur cât au ambele și le putem afișa. Și după care, când ajunge și a citi și cantitatea, sărim cu cursorul tot peste preț și ajungem aici. Și am terminat o bucată. Odată ce am ajuns, stai să fac așa. Și de aici se repetă acest ciclu pe care l-am făcut. Tot, sărim peste cod, denumire, cantitate, preț. Cod, denumire, cantitate, preț, până când ajungem la end of file. Eu așa sugerez. Deci pare a fi o metodă. Zic eu. Hai să vedem cum facem. Schimbă ăsta aici. Și acum, odată când i-am pus FC-ul la început, fac așa, un while. Și acum e important. Hai să vedem cum ne folosim de... Că nici eu n-am reținut funcțiile de la end of file. Hai să vedem cum era end of file-ul, cum funcționa. Nu, asta e error. Uite. Funcție. Se poate utiliza atât în cazul fișierului binar cât și în cazul fișierului text. Și e fix chestia asta, că el dacă a ajuns până acolo, diferit de 0 a găsit sfârșit de linie, 0 nu a găsit sfârșit de linie. Deci e, cred că e fix după unde e pus cursorul nostru. Asta zic.
În orice caz, cred că pur și simplu, cu un while fn of file de din ăsta, dacă e diferit de 0, putem să continuăm. Asta zic. Hai să vedem. Îl facem așa. Deci, while feof de fișier final este diferit de 0, adică în cât timp nu l-a găsit, facem jumbușul locul nostru. Că noi am putea să zicem că știm numărul de biți, că putem să determinăm cât am parcurs din fișierul nostru. Dar cu cursorul n-am ști exact cât ar fi. Asta e chestia. Și în loc să încercăm să determinăm, mai degrabă lăsăm așa și îl facem. Ok. While find of file fișier final fseek fișier final offset-ul o să fie size of și cât e size of de produs de cod. E că știu că e un int, dar na. Deci de produs de cod. Da, cred că merge așa. Ba nu, a, merge că da. De cod. Da, merge? The fuck? Wait a second. Nu cred că merge să facem așa. Când eu... E, ai dau int direct. De int. Și aici... l-avem pe... seek current. Ok. Și am ajuns la descriere și la cantitate. Ok? Am ajuns la astea două și de aici cantitatea noastră. Stați că trebuie să-mi fac niște variabile pe care le citim ca să putem să le afișăm pe ecran, desigur, că nu avem cum altcumva. Char share de 50 și int cantitate punct. Așa, gata. Ca să putem să le folosim aici. Și o să avem fread de shear size. Size-ul nostru este size of char size of da, merge așa? Size of char și dau de 50. Că e alocat static și atunci oricum are puse 50. Ce am făcut? Iarăși am dat peste. Size of char de 50. Și restrict stream. Ăsta este fișier final. Gata. Și acum o să vreau să comentez partea asta și asta. Size of int folosit pentru cod produs și aici size of char 50 pentru că descrie
Nu, de nu de scriere, cum îi ziceam noi. Denumirea este un șir cat static de 50 de caractere. Gata. Am pus niște cum se numește comentarii ca să știți și voi când vă dau codul. Ok, deci șirul nostru este citit, că știm sigur că e de 50, atunci na, e clar situația. De asta erau și spațiile alea în text, dacă ați observat, erau niște spații și fix spațiile erau în modul ăla pentru că era alocat static. Așa. Ok, deci citit și acum efrid de cantitate size of int 1, că e un singur int care e citit și fișier final. Ok? Și acum că am citit și șirul și cantitatea, le afișăm. Și o să fie printf A, wait a second, acum mi-am dat seama de o chestie. Wait a minute. N-am complicat noi oare mult? Ah, da, nu, 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 da, nu, nu ne-am complicat, nu ne-am complicat, guys, oricum n-are legătură. Noi suntem cu fișiere binare, da. Of, îmi complic eu viața gândindu-mă prea mult. Deci, denumire. Denumire procentes. Cantitate procent de asta și cam atâta. Mă, și de fapt trebuie să mai dau un fseek din fișier final sar câți da cât sar size of int că atât este și prețul produsului. De la seek current. Gata. Și am terminat. Easy. Că ne-am citit până în ala și a făcut și bam. Bam, bum, bim. Foarte bine. Sper că l-am citit și de fiecare dată o să stea și o să citească și o să facă. Hai să vedem. Îl salvăm și compilăm programul. Și să sperăm că ne-a dat cum trebuie. Ok, hai să vedem. Passing argument 1 of fread makes pointer from integer without cast. De ce? Pentru că... A, și-am uitat să dau alea. A, ok, o chestie pe care trebuie să o rezolv de dinainte. Aici. Ieșire. Și asta este cantitate. Dar aici la fread la cantitate, a pentru că este int și nu un pointer. Da, ai dreptate. Ok, hai să vedem. Am rezolvat și asta.
De ce am șters eu datele problemei? Of, 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 de ce am făcut asta? Să fie prea lene să scriu cașcaval de 10.000 de ori. Așa. Avem felul următor. Să văd unde era exemplul ăsta. Gata. Deci, poate... Nu. Aici, pe ăsta vreau așa. 4 elemente în coș, cod produs 1, pâine, cantitate 10, preț produs 2, cod produs 2, denumire cașcaval, cantitatea produs 5, preț 5 lei, cod produs 5, denumire cafea, cantitatea produs 7, preț 8, cod produs 6, denumire șuncă 4, preț 4 și aici o să fie 5, 2, cașcaval, cantitate 10, preț, cât era prețul? Tot 5, 3, mă jur că am nevoie de un copy-paste pentru așa ceva. Stați puțin. O să fac o chestie inteligentă. Un. Pâine. 10. 2. 2. 5. Preț. 5. 5. Cafea. Cantitate 7, preț 6, preț 8, 6, denumire șuncă, cantitate 4, preț produs 4 și acum o să fie 5, cod produs 2, cașcaval 10 bucăți, preț 5, cod produs 3, asta o să fie salam, cantitate produs, gândesc că sunt bucăți 5 lei, cod 6 pe care îl aveam deja, parcă că 6 era șunca pe care o să o copiez aici. Gata, o să pur și simplu o să pun cum se numește, o să dau copy-paste din asta ca să nu mai am probleme. Ok. La cod 8. La 8 parcă nu era nimic, nu? Ceapă. Cantitate 12, 3 lei, codul 11, ăsta este bulion, cât cantitate? 2 la preț 6. Gata. Copy și acum o să dăm paste ca să nu ne mai deranjeze chestia asta. Paste anyways. Aoleu! Ce-am făcut? Îmi vine să plâng. Îmi vine să plâng. Rău de tot. De ce trebuie să-mi fac asta viața? Am zis că sunt inteligent, dar n-am fost.
Nu mai vreau să dau copy-paste, dar nu mai vreau efectiv să stau să scriu 10 ani. La tastatură, mai degrabă din fișier text trebuia. Pâine. 10. What? A, am făcut o porcărie. Că aici, de fapt, erau. Acum mi-am dat seama, era. Aici erau 4. Ia. Poate am scris eu greșit înainte, știți, și. Oh! Almost? Decât că ne-a cam distrus. Nu, l-am distrus complet acum. Lăsați. O să încerc să scriu de mână totul. Să înțelegeți ce fac eu. Bă, mi-am dat seama de o chestie. Am uitat să compilez problema, nu? Sau... Nu, am compilat-o mai întâi. Nu, nu, nu. Fu. Ce m-am speriat că am zis că, Doamne, că n-am făcut-o. Și nu mai afișează nimic? Aoleu. Of. Da, și nici nu l-a citit complet. Pâine cașcaval, salam, cafea, șuncă, draculacu. Cred că nici nu sunt cantitățile corecte, dar mai precis. Nici măcar n-a putut să-mi citească, să-mi scrie astea. Apelez la ajutorul vostru, dar încerc și eu să văd unde e problema. While end of file e atâta, oare nu merge deloc prin asta? Mă gândesc. Oare zice că a dat end of file, deși nu prea cred că are cum.
și îmi place că teoretic astea nici măcar nu sunt foarte diferite. Dacă stau să mă uit în fișier, mi se pare că sunt aceleași caractere, efectiv, dar n-am de unde să știu dacă sunt scrise în binar toate. Pot să încerc, de exemplu, să le folosesc doar pe post de scris, închid canalul ăsta, mă, canalul, gen buffer, închid pointerul și îl deschid pe post de citire separat. Deci nu cred că are vreun fel de legătură neapărat. Să-mi ziceți dacă aveți și voi sugestii pentru chestia asta. Că zice, mi se pare foarte dubios ce face. Că aș putea, de exemplu, să zic, aș putea să fac o chestie. În loc de să zic că dacă a ajuns la end of file, pot să zic dacă a ajuns la ăsta. Dar de fapt n-are sens ca să se dau niște. Ia, mă mai uit puțin prin document, că poate am ratat ceva la. Chiar nu mă gândesc că gen, eu n-am idee de ce. Da, nu știu, nu mă ajută asta. Nu știu dacă aveți voi idee legat de ce am putea să facem. Încerc, dar nu găsesc momentan nicio idee. E ok, don't worry. Hai să ne uităm, ok. Hai să vedem de pe internet. Dacă nu găsim o modalitate. Ia. Să văd exact dacă găsesc. Asta de la C++ pentru f end of file. F end of file. Ia uitați. Zice așa. F end of file, check end of file indicator. Checks whenever the end of file indicator.
As she said, is set, returning a value. Returning a different. Oh, very different from zero. If it is. Ah, wait a second. Eu cred că de asta nu mergea, pentru că s-ar trebui să fie egal-egal cu 0. Trebuie să fie fals, că normal că e așa. Stai. Ia, cred că și noi când ne-am uitat pe ăsta am citit prost. Diferit de 0. A găsit... Mama mia, frate, cât am stat să ne chinuim, dar ca să vedem că de fapt am pus acolo un diferit față de egal. Of, trebuie iarăși să scriu chestia aia. Fut-mă-și. Hai. Haide, să vedem dacă l-am terminat. Eu, sincer, parcă aș termina problema asta și după ne mai vedem și mâine, nu știu de voi. Sau habar n-am, vedem. Hai să vedem. De ce am rezolvat asta? Pe ăsta l-am refăcut, l-am reparat, nu știu ce. Ăsta, intrăm și recompilăm și facem. Ok, hai să compilez ce. Aș termina viața, nu avem timp. Ok, hai să vedem. Deci asta e așa. Și acum asta e să scot, să dau whip out la fișierul la text ca să știu ce scriem aici. Ok, n-a mers teoria mea cu mutată de cursor. Da? We fucked up big time. Problema este că nu înțeleg de ce. Că noi avem asta.
Bă, oare dacă ce am greșit eu? Și mai important, de ce nu se... Nu termină până la final. E ca și cum FC-ul n-ar face nimic. Aia mie problema. Da, nu știu. Mă depășește. Pentru asta trebuie și eu să încep să citesc exemplele. Guys, credeți că vreți să punem o pauză pentru cel puțin pentru acum? Nu știu dacă pentru azi, dar... Nu, poate ar fi bine o pauză mai mare. Sau ne vedem mâine, nu știu ce ziceți. Că am și eu întrebări legate de cum se face chestia asta și poate mi le clarific până mâine și n-are sens să vă țin și pe voi. Eventual puteți și voi să stați să gândiți separat și dacă mai e chef azi ne vedem pe seară sau dacă nu mâine. Bă, nu știu dacă intru pe seară, spre seară s-ar putea să nu pot. Dar poate mâine. Mâine, adică mâine sigur, nu că poate, știi? Că da, că așa eu nu știu. Cealaltă punct ar fi trebuit pur și simplu ea. Dacă ne omori la cealaltă punct al problemei. Ia să dau un pic mai jos. Zice pentru noapte bună, I need to sleep too. cred că toată lumea, după sesiunea asta tâmpită, toată lumea are nevoie de somn. Din ăla, de 2 săptămâni. Pentru o componentă dorită, specificată prin denumire de la tastatură, se va modifica direct în fișierul prețul său unitar. Ok, da, e de gândit asta. Nu cred că puteam să o fac. Că așa... ok, citesc denumirea la care vreau să modific prețul. Și mă duc la fișier. De mă duc în fișier. Caut, dar nu cred că prea pot să caut prin mod text cum am putea. Adică, dacă ne-am uitat în fișierul text, ați văzut că textul în sine era lizibil. Deci am putea teoretic să căutăm pointerul la care se află. Dar... Da, nu cred, nu. E prin altă metodă, dar n-am idee acum. Vă zic sincer. Putem de fapt să tot așa să sărim. Dar ați văzut că cu săriturile n-am mers. Da, mă rog. Mi-am cam dat seama cum trebuia să... Sau mă gândesc la cum ar trebui să facem. Că sărim
până la o denumire, comparăm denumirea citită de acolo cu denumirea noastră, dacă e fals, continuă, dacă e adevărat, se uită la sare până unde e prețul și îl modifică pe ăla. Dar, da, nu, e complicat, sincer. Și trebuie să mă mai gândesc la cum aș putea să fac chestia asta. Deci n-am cum să o fac acum, mai ales că nu merge. Dar da, cam atâta pentru ziua astăzi. Pentru mâine, eventual, după ce terminăm problema asta, facem și problema de la, cum se numește, problema de examen. Dacă avem subiectele și dacă le-a trimis cineva pe WhatsApp, facem subiecte. Da, de la sesiune. Gen ori de anul trecut, ori de acum 2 ani. Știți, ca să avem o idee legat de ce facem. Ok. Ia să citesc și mesajele de pe WhatsApp care sunt de pe grup. Deci acum 2 ani a dat. Ok, deci e posibil să ne dea cu liste, dar s-ar putea să nu. E de la seria A care tot face cu Saru. Ok, deci am aici un subiect. Pare un subiect foarte lung, nu știu în cât timp trebuie să-l facem, sper că e 2 ore. Și cam atât. Bine. Atunci ne vedem mâine, eu zic tot la aceeași oră, tot la 11 să ne vedem și facem. Ăsta o să-l postez desigur pe YouTube. Și cam atât, pentru cei care n-au putut să-l vadă, da, și cam atât. Și ne vedem mâine la 11. Bine, hai, v-am pupat, v-am toate alea, ne vedem. Ceau!